DSP verifică restaurantele pentru a se asigura că mâncarea este preparată și servită în condiții de igienă, iar bucătăriile sunt curate. În hoteluri și pensiuni, instituția se asigură că toate camerele și spațiile comune sunt curate și respectă normele de igienă. Pentru piscine și stranduri, reprezentanții DSP verifică calitatea apei, inclusiv nivelul de clor și pH-ul, pentru a se asigura că apa este sigură pentru cei care merg în astfel de locuri. Da, ținând cont că este vară, noi în fiecare an, în sezonul estival, atât vara cât și iarna, să zicem, în sezonul rece, când avem turiști foarte mulți în județ, desfășurăm campanii și acțiuni de control în unitățile de alimentație publică, în unitățile de cazare și, bineînțeles, în unitățile care au aceste piscine sau ATR-urile care au ștrandurile deschise. Noi verificăm starea igienico-sanitară a spațiului respectiv, bineînțeles calitatea apelor din piscină, pentru că operatorii au această obligativitate de a face control mereu la apa pe care o au în piscină și, bineînțeles, în ceea ce privește modul de preparare, de păstrare alimentelor și modul de distribuire a alimentelor în unitățile respective. Aceste măsuri ajută la prevenirea îmbolnăvirilor și la menținerea unui mediu sigur și plăcut pentru toți turiștii și localnicii. Noi sperăm că în această perioadă nu vom avea probleme, chiar dacă este foarte mare căldură și canicula, așa cum am spune, probleme. Dar aceste acțiuni sunt în curs de desfășurare și vor continua toată vara și, bineînțeles, în toate sezoanele în care noi avem turiști. Deci operatorii economici au pe tot parcursul anului aceste obligații să respecte turistul, să respecte cetățeanul în calitate de consumator și, bineînțeles, să nu-i pună în pericol starea de sănătate. Acțiunile DSP sunt cruciale pentru a proteja sănătatea turiștilor și a localnicilor. În timpul verii, când numărul de vizitatori crește semnificativ, riscurile de toxi, infecții alimentare și boli transmise prin apă sunt mai mari.